Astăzi vreau să vă prezint această înghițată cu pepene roșu, cu pepene galben și cu cacao, cu doar 3 ingrediente. Și mi-am pregătit o cupă și să servim o înghițată cu 3 gusturi. Pepene galben, pepene roșu și cacao. O să luăm prima cupă de înghețată cu cacao și o punem aici în paharul nostru. Ia uitați. Un deliciu. Cea cu pepene, pepene roșu. Și cu pepene galben. Vedeți? Și mai luăm una cu cacao. Și să tăiem acest pepene galben. Îl voi tăia în două. Pare să fie bun. Așa, vedeți? Ia, vedeți ce bine arată. Acum vom scoate semințele împreună cu banana și vom face înghețată doar din pepene galben și din banană și ne pregătim pentru mâine. Mâine dimineață o să facem înghețata. Așa, luăm partea verde care rămâne și o dăm jos. Poate mașina noastră să le mixeze. Așa. Așa, și le voi lua așa cu o lingură. Aici avem pepenele nostru. O să-l și cântărim. Deci îl punem așa, într-un strat cât mai subțire. Așa, la frigider. Închidem, legăm. Ia să vedem și cât avem aici. Circa 300, 292. Aici am 4 banane. Sunt foarte mici, foarte mature și să le curățim de coajă. Așa. Și le așezăm aici pe masa noastră. Și le tăiem așa, cubulețe, vedeți? Tot așa mărunțele. Imediat punem în într-o cubuță. Vom lua și vom pune așa totul aici. Vom și cântări. Dăm așa. Și o să dăm la congelator. Ia uitați, așa le punem. Și mâine dimineață le scoatem și le blenduim. Facem înghețată. Să vă arăt și din arbuz ce înghețată delicioasă iese. Nu știu dacă ați încercat, este un deliciu, un deliciu.
Și voi tăia și acest pepene. Am să pun așa. Și am să scot. Numai că aici să scoatem sâmburii. Așa. Aici vom scoate sâmburei. La fel vom tăia așa șuvițe și vom face cuburi mici. Ia uitați ce norocoasă sunt, în partea aceasta nu sunt sâmburei. Așa. Să vedem cât avem. Aici am 400. Îl punem tot așa la frigider. Pepene galben. Eu le-am tăiat cubulețe de ieri și le-am pus la congelator. Am pus la congelator, ia uitați. Pepenele galben. Și o să-l desfacem așa. Am să pun aici pe un fund. Vedeți? L-am tăiat cubulețe. Am să scot doar așa puțin cât facem. Arbuzul nostru sau pepene galben. Și tot la fel. O să scoatem puțin. Așa. Vedeți că dacă dăm așa cu pumnul, se sfarmă. Vedeți? Așa. Poate să mai pun și puțin. Nu trebuie să fie foarte înghețate, să nu rupem mixerul nostru. Aici avem și mierea și bananele. Deci aceasta este înghețată la minut. Vedeți? Și să începem. Să deoparte să se vadă. Voi avea nevoie de un mixer și voi mixa. La început o să facem din pepene galben cu banane și miere de albine. Și apoi pepene roșu, banane, miere de albine și vom mai face și banane, miere de albine și cacao. Deci trebuie ținută la frigider, la congelator și în momentul când o scoatem afară, o lăsăm puțin să se dezghețe și apoi o punem într-un blender. Eu am un blender micuț. Am să dau la frigider pepenele galben și arbuzul sau le dăm un pic mai încoace ca să le vedeți așa mai bine. Așa. Și în blenderul meu o să facem mai întâi cea cu pepene galben. Cantitățile le puneți egale. Cam cât pepene galben, atâtea banane. Le luăm și punem în blender. Pepene galben și cu banana. Să facem prima înghețată. Și cu punem și banane. Așa. Le separăm așa. Să avem grijă, o să împart în trei bananele. Așa. Și voi pune și miere de albine. Și punem și miere de albine. Așa. Acoperim. Și acum vom mixa până obținem o pastă
cremoasă. Și am să fac puțină gălăgie. Și mixăm. Așa. Și este gata înghețata noastră de pepene galben. Aici am un vas și o voi pune în acest vas. Vedeți? Ia uitați cum arată înghețată. Este cremoasă, o dăm la frigider. Așa, și o punem aici în vasul nostru. Și aceasta este înghețata noastră de pepene galben, vedeți? Și o dăm imediat la congelator. Cea cu pepene roșu. Punem tot așa în vasul nostru. Așa. Și acum vom pune din banana noastră. Am să mai aduc banana. O puteți și tăia dacă nu se rupe. Așa, am să punem și puțină miere. Să punem și puțină miere, să vedeți ce bunătate, să încercați aceasta de pepene roșu, să vedeți cât este de bună. Așa. Și mixăm. Vedeți? Așa. Așa. Imediat punem la rece și această înghețată. Așa. Și am să pun aici alături. Le puteți pune și separat. Și dăm imediat la rece să se întărească puțin. Ia uitați, înghețată de pepene galben și pepene roșu. Acoperim și dăm imediat la rece. Și aici mai am câteva banane. Ia uitați-le, congelate. Și le punem aici. Așa. Ca să se mărunțească mai bine. Ia uitați, puteți pune și întregi. Eu am pus și banana întreagă la congelat, vedeți? Și tăiem. Am să pun aceste bucățele mai întâi aici. Așa, și ia să vedem. Așa. Strimete cubulețe. Așa, și punem aici. Și facem cu cacao. Și punem și o lingură de miere. Puteți pune și esență de rom dacă doriți. Aici vom pune o linguriță, două de cacao. Vedeți? Așa. Una. Două am să pun. Acum cât de concentrat doriți, doriți gustul de cacao să fie. Și punem și puțină miere. Dar nu este zaharisită, dar este bun și aceasta. Așa. Și punem și o lingură de miere. Și acum nu ne rămâne decât să mixăm. Așa. Așa. Ne
scoatem, este gata. Ia uitați ce bine arată. Vedeți? Și să o punem în tavă. Uitați ce bine arată. Și o punem la congelator să se întărească puțin și după aceea o putem servi. Și aceasta este înghețată, rapidă. Deci cu fructe congelate se face repede. O ținem la frigider până o servim. Ia uitați. Și cu cacao puteți pune și bucățele de ciocolată în interior. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vom intra în fiecare zi în direct. Vă aștept și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Acolo găsiți foarte, foarte, foarte multe rețete, de la cele dulci la cele sărate. Și vă mulțumesc, încă o dată că mi-ați fost astăzi în direct alături de mine. Vă pup dulce, multă sănătate, la revedere!